Cele mai mici prețuri la FIFA Coins le găsiți pe site-ul lolga.com. Aveți link-ul și un tutorial de cumpărare în descriere. Ei, salutare prieteni, eu sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod cu românii din Premier League. Avem neapărat nevoie de victorie, într-adevăr e greu. Suntem la 3 puncte în spatele celor de la Chelsea. Chelsea are și un meci mai puțin decât noi. Practic ne jucăm ultima șansă, câștigăm și mai avem șanse teoretice, șanse matematice la locul 2, altfel n-avem nicio șansă. Chiar n-avem nicio șansă, jucăm cu Southampton, o echipă periculoasă, dar eu zic că putem câștiga. Haideți să vedem lotul nostru, dacă am putea schimba ceva pe aici. Găman Chipciu își revine. Își revine Chipciu, va intra în locul lui Răzvan Marin. Răzvan Marin puțin obosit și n-are rost să joc. Prepeliță, să-l bag și pe el în această echipă, în locul lui Big Falvi. Cam ăsta e lotul nostru. Jucăm pe propriul teren, trebuie să câștigăm. Avem nevoie neapărat de cele 3 puncte. Românii din Premier League își joacă ultima șansă pe propriul teren. Dacă vor câștiga, mai au șanse matematice la locul 2. Dacă nu, spunem adio și ne mulțumim cu locul 3. Să vedem ce se va întâmpla totuși în această parte. Bogdan Stancu. Iată prima acțiunea noastră. Stanciu preferă o pasă acum pentru Adi Popa. Adi Popa, să vedem. Adi Popa. Oho! Ce ocazie ratează Adi Popa. Din nou aceste șuturi în blocaj care pur și simplu m-au adus la disperare în ultimele partide. Suntem în pressing avansat, e bine. Southampton nu începe așa bine partida asta. Iată, oh, este aruncare de la margine pentru oaspeți. Au recuperat balonul acum rapid, să vedem acest pressing al nostru. Stanciu. Bogdan Stancu din prima pentru Chipciu. Reține portarul Foster. Iată Chipciu, la prima atingere de balon este periculos. Se pare că are chef de joc Chipciu. Are chef de joc Chipciu, să vedem acum cum se vor descurca oaspeții la această fază de atac. Chiriches, bună recuperarea acestuia. Pasă bună din prima acum pentru Stanciu intră în interior, o pasă, nu este offside, nu e offside. Andone, pasă bună, dar Stanciu. Haide Stanciule, unde ai fi vrut această pasă? Pe linia porții? Dragoș Grigore se luptă să câștige duelul, nu reușește. Frumos schimbă partea liberă. Haide cu recuperarea. În aceste momente avem 68 de puncte. Avem nevoie de victorie, avem nevoie de cele 3 puncte. Bogdan Stancu. Bine. Haide, Radule. Radu plecase bine, însă n-a reușit o preluare tocmai bună. Încercăm acum recuperarea. Se pare că nu reușim. Momente importante de joc, momente bune pentru noi, momente de care putem profita. Chipciu. Ajunge primul la balon, da. Ajunge Chipciu, protejează frumos balonul. Pasă acum pentru Adi Popa, motorul Adi Popa. Intră în care Adi Popa o pasă, dar nu foarte bună. Însă e bine, încercare bună a lui Adi Popa, n-a vrut să fie egoist, putea să și șuteze, deși era unul greu. Adi Popa a încercat de multe ori aceste șuturi. Jocul continuă, nu se dă fault, arbitrul lasă jocul liber și asta îmi place. Sincer îmi place când jocul este lăsat liber. Chiriches, Dragoș Grigore acum. Până la Radu Ștefan, schimbăm partea, Tănase. Pasă cu Stanciu, joacă cu Bogdan Stancu nu reușește dribbling-ul. Iată ce dribbling încearcă Bogdan Stancu. Stăm bine totuși pe recuperare. Pasă bună. Oh, ce erori, însă și oaspeții iată greșesc. Radu Ștefan nu este cu mingea în afara terenului, deși inițial credeam că mingea va ieși, însă iată nu, Radu Ștefan o ține în teren. Andone. Frumos acum cu Stanciu. Până la Bogdan Stancu. Pasă cu Stanciu bună. Stanciu avansează. Stăm în pericol. Să vedem pe Andone în careu. Andone așteaptă acolo. Andone o minge. Stanciu vine cu centrare pentru Andone. Andone încearcă să dea cu capul. Mingea tot la Stanciu. Stanciu întoarce balonul. E bine că avem posesie. Asta este foarte bine în aceste momente. Schimbăm bine cu Săpunaru. Săpunaru acum. Pasă cu Chipciu. Haide Chipciule. Chipciu. Călcăiul lui Chipciu nu iese, dar mingea rămâne la el. Săpunaru. Bogdan Stancu! E lent! Lent la această fază, Bogdan Stancu cerca recuperarea. Tănase o reușește. Tănase. Bine cu Andone. Andone mai departe pentru Radu Ștefan. Se apără fenomenal până acum Southampton. Radu Ștefan avansează, intră în care Radu Ștefan, vine o centrare bună! Nu cred! Ce ocazie mare ratăm în aceste momente! Ia la mingea practic de pe cap. Tănase joacă scurt cu Adi Popa. Cât de bine e Chipciu aici, Chipciu poate șuta, Chipciu! Oh, doamne! Oh, ocazie mare! Minutul 33, trecem pe lângă deschiderea scorului încă o dată. Încă o dată trecem pe lângă deschiderea scorului. Avem o posesie mult mai bună decât oaspeții noștri. No, bine. Am reușit să ținem balonul. Stanciu. Stanciu, pierde balonul Stanciu. Nu e bine, trebuie să ne apărăm la această fază. Sunt periculoși pe contraatac, dar cât de bine stăm. Săpunaru. Adi Popa. Joacă până la Chipciu, Chipciu încearcă dribbling-ul, Chipciu ține de minge, Adi Popa, călcâi, Andone acum, Andone, cât de frumos a fost deposedat de balon Andone. Southampton forțează, dar Dragoș Grigore se apără foarte bine în această fază. Jucăm în pase din prima și asta trebuie ca să destabilizăm mijlocul și defensiva în același timp a oaspeților. Doamne, nu e bine. 60% posesie pentru noi, cum spuneam, avem o posesie foarte bună. Și s-a văzut asta, am fost foarte periculoși. Acum, în ultimele 3 minute, Southampton a fost mai mult la balon, este corner și trebuie să avem grijă la astfel de faze. Pantilimon, oricum ești un portar mare, ai putea să ieși, vine la 11 metri și cu, hai cu contraatacul, Stanciu. Stanciu, avansează Stanciu, dar de ce n-a venit să-l ajute pe Stanciu? Cu Stanciu la balon, este deposedat corect și are probleme Stanciu, nu! Nu pe acest final de sezon, te rog, nu pe acest final de sezon. Bine, se bate Bogdan Stancu să recupereze balonul. Iată-l pe Bogdan Stancu, avansează, însă n-are sprijin. Bogdan Stancu, stă bine pe picioare Stancu, e fault. Domn arbitru, ăla-i fault, ăla-i fault, nu se poate așa ceva. Haide mă că ăla-i fault. Stanciu se accidentează, cel puțin așa mi-arată grafica în aceste momente. Ar fi o pierdere uriașă pentru noi, n-avem nevoie de așa ceva. Oaspeții forțează această ultimă fază a primei reprize și se termină 0-0. Eu voi merge să fac modificarea dacă Stanciu cumva nu mai poate să ducă acest meci. Southampton pur și simplu nu s-a apropiat de poarta noastră. O să fac o modificare. Și ce fac? Îl bat pe Keșerú în locul lui Tănase și îl urc. Îl urc și pe Keșerú aici. În față. N-am ce să fac. Voi juca așa această repriză secundă, ori la bal, ori la spital în aceste momente. Este singura soluție pentru noi să câștigăm. Trebuie să forțăm atacul, trebuie să forțăm victoria. Nu câștigăm, nu mai avem șanse și nu avem ce pierde, practic. Chiar nu avem ce pierde. Venim într-un pressing. Southampton, absolut nicio ocazie până acum. Pantilimon a șomat un singur corner, un corner însă executat prost. Un corner dintr-o deviere a lui Chiriches. Nici măcar un șut pe poartă. Iată acum putem fi periculoși aici. Da, foarte bine. Pasă din prima pentru Stanciu. Stanciu în fața golului. Stanciu apără fost rău. Ce ocazie mare rată. Vine Stanciu cu o centrare. Nu era centrarea, dăm cu capul. Din nou portarul reține fără probleme. Șansă mare de gol pentru noi. Însă Stanciu nu reușește să-l învingă pe golkeeperul oaspeților. Avem aici posesia, nu? Nu avem posesia, din păcate. Săpunaru trebuie să țină bine partea. Dezamăgit puțin, ați văzut antrenorul. Oricum a jucat bine, ar fi păcat să nu câștigăm această partidă. Dar repriza secundă. Să vedem ce ne pregătește. Andone. Pasă până la Keșerú. Keșerú joacă cu Bogdan Stancu, se întoarce, așteaptă pe Keșerú, pasă bună pentru Keșerú, mai departe. Bine aici, încearcă Andone să treacă între doi jucători, dar nu reușește, din păcate pentru noi. O, minge, ce eroare face Dragoș Grigore. Chiriches, trebuie să se apere bine, Chiriches, nu, Chiriches, Pantilimon, este rândul său, este rândul lui Pantilimon să intervină bine. Chiriches cât de ușor a pierdut balonul aici, vine o centrare la colțul scurt, face preluare, Chipciu. Hai, Chipciule! Chipciu! Cere faul, Chipciu, nu se dă nimic. Ridică-te! Ridică-te, dacă n-a dat nimic, hai, ridică-te! Vreau să joci, Chipciule, nu vreau să te mai oprești. N-avem nevoie, orice om contează și orice fază. Hai, acum pasă cu Andone, iată este contraatac, 3 contra 4 în aceste momente. A plecat Stanciu, Stanciu nu reușește Stanciu să dea pasa. Oh, ce păcat! Ce păcat, am fi avut o șansă mare și iată aici se dă offside. Se dă offside, nu se dă offside, ba da, se dă offside. M-am speriat, sincer, pentru un moment m-am speriat, am crezut că arbitrul va lăsa jocul să continue, dar bine am ieșit la offside, foarte bine. Pasă din prima, frumos, putem centra, vine centrarea, Stanciu. E șansa noastră aici, vine șutul în blocaj, Doamne, ce bine a respins! Ce bine a respins, n-avea ce să mai facă. N-avea ce să mai facă portarul la această fază. Să vedem Southampton, iată cât de frumos combina aici. Hai Săpunarule, Săpunaru, e tackling corect. E tackling corect al lui Săpunaru. Degeaba cere fault, această intervenție este una fenomenală. Andone, Andone nu și-a făcut o preluare foarte bună și a stat bine și l-a deposedat. Trebuie să avem grijă, iată oaspeții încep și ei să fie periculoși. Săpunaru, Săpunaru pierde puțin duelul ăsta, da, îl pierde, dar tot el recuperează. Săpunaru joacă calm pentru Dragoș Grigore. Dragoș Grigore lung aici cu Andone. Andone, pasă greșită de Andone, însă mingea cu noroc rămâne la el. Keșerú, 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 iată ce pas încearcă Keșerú, cât de bine a blocat. Oare va juca cu portarul? Nu trebuie să lăsăm asta. În aceste momente mai sunt doar 15 minute practic până la finalul partidei. Trebuie să avem grijă să nu pierdem, dar vreau să câștigăm. Ori la bal, ori la spital. Asta e deviza în această partidă. O pasă greșită. Cred că vom fi la spital. Cred că vom fi la spital, Dragoș Grigore. Bine. Pasă Chiriches și avansează. Haideți băieți că putem. Putem, Andone. Andone, bine, ia de unul singur Andone, avansează Andone, să vedem sprijinul. Vine Adi Popa. Adi Popa întoarce pentru Andone. Andone, Andone mai departe, Chiriches pentru Chipciu, Chipciu în fața golului, apără din nou. Oh, ce ocazie mare, ratăm încă o dată. Hai să câștigăm duelul ăsta la cap. Radu Ștefan, bine. Iată e faza noastră, apără din nou, mă disperă acest portar. O nouă intervenție bună, corner Stanciu. Stanciu pentru Dragoș Grigore, nu dăm cu capul, Adi Popa. Întoarce mingea Adi Popa, Andone. Andone, să vedem ce vom face, Săpunaru. Pentru Andone. Andone, Andone, forțează Andone, Andone. Nu e bine, tot Săpunaru. Pasă pentru Chipciu, Chipciu. Chiriches, Chiriches. Chiriches în blocaj. Oh, Doamne, oh, Doamne. Cât ghinion avem, încercăm recuperarea. Au reușit în Chipciu, bine, ține mingea în teren. Chipciu, pasă bună și mai departe. Ce face? Ce face Adi Popa? Oh, Adi Popa ne omoară. Adi Popa se oprește. Nu era in offside, Adi, nu era in offside. Doamne, ce păcat că nu reușim să marcăm în momente bune de joc pentru noi. Chiriches, Chiriches întoarce mingea, să vedem acum Săpunaru. Săpunaru, bine. Stanciu, 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 gol! 1-0, 1-0, ce gol reușește Stanciu, minutul 90! Stanciu, execuție fenomenală! Iată, dintr-un unghi foarte greu îl învinge pe fostul acesta, n-are ce să mai facă și e 1-0. Este 1-0! Bine, Stanciule! Bine, băi, băiatule! Reușim să deschidem scorul în minutul 90, practic ultima fază a acestei partide. Iată, reușim să marcăm, să vedem câte minute se dau oare de la margine de prelungiri. 3 minute s-au acordat, ultima șansă pentru oaspeți în această parte. Nu, aici se pune punctul final, câștigăm cu 1-0 minutul 90. Ce final dramatic, ce final dramatic de partidă. Oh, Doamne, aici Chiriches a văzut cât de ușor a pierdut duelul ăsta. Dar nu mai contează, reușim să câștigăm cu un jut frumos al lui Stanciu, meritam. Practic meritam, am pierdut din posesie, să zic așa. Dar totuși am jucat bine. Am jucat bine, Ovidiu Hoban ar vrea și el să joace. O să joci și tu, o să-ți vină și rândul tău. Hobane, nu te speria, facem aceste antrenamente. A fost o partidă frumoasă, o partidă câștigată de băieții noștri. Românii din Premier League încă speră la locul 2. Să vedem ce a făcut Tottenham, iată, n-a jucat. Chelsea are 77 de puncte, e imposibil, trebuie să ia bătaie Tottenham. Dar e greu. Este foarte greu. O luptă strânsă la titlu. Noi jucăm cu West Ham United. Iarăși o parte interesantă. Spurs bate. Spurs bate? Da. A luat bătaie odată. A luat bătaie odată Tottenham. Însă e greu. Trebuie să câștigăm meciul ăsta și următor și Tottenham să ia din nou bătaie. Dar încă sunt șanse matematice. Încă sunt șanse matematice. Jucăm cu West Ham în deplasare. Băieți, învingem pe Pae și compania. Sper să da. Haideți să mai facem aici o modificare. Tănase o să-l schimb și o să-l bag pe Rotariu, nu, pe Chipciu îl bag, vă dați seama. Enache nu o să pot... Dar ia să joc și cu Enache în locul lui Adi Popa, care n-a făcut mare lucru în ultimele partide. Mitriță, Keșerú, Rotariu, Tănase, Ovidiu Hoban. Dacă îl ba pe Hoban, în locul cui să-l bai? Nu, îl țin în rezervă în locul lui Big Falvi. Cam asta este echipa noastră. Momente importante pentru noi. Nu se joacă momentan nicio partidă. Jucăm împotriva lui Pae. Oare vom câștiga? Românii din Premier League încă mai speră. Dacă vom câștiga împotriva echipei lui Pae, West Ham United, totuși sperăm că Tottenham se va împiedica și în următoarea partidă și noi vom ocupa locul de vicecampioana Angliei. Se poate, se poate, nu e imposibil. S-au mai văzut schimbări mari în fotbal. Oh, s-au mai văzut aceste răsturnări de situație. Să vedem acum gazdele un prim atac, o centrare. Scăpăm bine aici, degajăm balonul. Și acum Stanciu. Stanciu plecase Andone bine, însă Stanciu dă prea târziu drumul la balon. Andone în pressing. Se descurcă bine West Ham aici. Trebuie să avem grijă. Paia este, cred că, cel mai periculos jucător de la ei. Oh, Lanzini. Ayew. Iată-l pe Ayew cum avansează Ayew. Ayew, să vedem cu Radu Ștefan. Ayew stă bine, întoarce balonul în centru terenului. Cât de liberă e acea zonă. Nu așa, băieți. Radu Ștefan acum. Calm. Jucăm din prima și iată ce putem crea. Răzvan Marin avansează, pasă cu Chipciu. Chipciu din prima pentru Andone, dar pasa lui Chipciu nu este una foarte bună. West Ham United acum avansează. Op! Bine blocăm. Foarte bine Săpunaru, însă Enache greșește. Prefer să joc cu Enache pe acest final de sezon. Nu știu, Adi Popa nu a arătat mare lucru. Oh, șutul blocat, câștigăm de Enache. Mai departe cu Chipciu. Chipciu joacă cu Stanciu, Stanciu avansează, Stanciu, să vedem viteza lui Stanciu, Stanciu, bine Stanciu, foarte bine Stanciu, se descurcă, intră în care oare, va centra oare, Stanciu, se dă, hei, măcar fault acolo. Dezamăgit Stanciu și cred că se putea da un fault, nu cred că a dat doar pe lângă minge. A fost incomodat aici Stanciu, clar asta, a fost incomodat, arbitru lasă jocul să continue, oricum de fel mie îmi place. Ca un arbitru să lase jocul să continue. Bogdan Stancu, foarte bună recuperare, avansează Bogdan Stancu, fenta de șut a lui Bogdan Stancu, pasă în care vine șutul, e corner, Stanciu putea să deschidă scorul în 16, ocazie mare ratată de noi, Răzvan Marin, pasă acum pentru Săpunaru, întoarce pentru Radu Ștefan, Dragoș Grigore, combină bine fundașii noștri, Andone, e faul, cum? Dătea fault în atac! Nu cred! Domnul arbitru, într-adevăr, la jocul să continue, dar nu să-ți bagi joc. Dragoș Grigore, bine. Jucăm în pase frumos. Hai la mare, așa, Hai Răzvane, mai puternic, Răzvane, te vreau mai în forță. Bine, câștigăm acest duel. Răzvan Marin din prima. Stanciu, Chipciu, Din nou o pasă greșită, mingea ajunge la Enache. Chipciu, încă o pasă greșită, e a treia consecutivă. La a patra, Chipciule... Cred că poți să o ieși dacă o greșești și pe a patra. Măcar o să o dai scurtă, să nu te complice. West Ham forțează, Lanzini. Îl blocăm și noi, bine, Dragoș Grigore. Imperial momentan în defensivă, Dragoș Grigore. Op! Ofent acolo, de aruncare de la margine, se descurcă bine West Ham. West Ham United, frumos în pase scurte, vine cu centrarea. Reușim însă să respingem, ține mingea în teren, da, o ține și avem totuși o repunere din colțul care limit de 6 metri. Aici... Trebuie să avem grijă. Pantilimon. Iată călcâi puțin riscant. Răzvan Marin avansează. Avem aici superioritate. Răzvan Marin pasă acum pentru Enache. Enache vine cu o centrare pentru Andone. Însă nu reușește Andone să dea capul. Săpunaru. Pasă acum cu Răzvan Marin. Răzvan Marin întoarce pentru Chipciu. Șutul lui Chipciu. Un blocaj. Stanciu. Din nou Stanciu. Bine combinăm. Am încercat cu Andone însă. West Ham s-a apărat frumos la această fază. Și din nou acele mingi în blocaj care pur și simplu m-au adus la disperare. Andone! Hai, ridică-te, Andone! Ce ușor a pierdut balonul aici. Minutul 33 în continuare, scorul este 0-0, puține goluri dau românii în Premier League, dar este un campionat puternic. Sperăm că sezonul viitor să fie altceva. Stanciu! Frumos Stanciu, acum pasă pentru Răzvan Marin, în fața golului, Răzvan Marin, vine acum, din nou minge deviată, haideți, băieți, ce ocazie ratează totuși și Răzvan Marin, puteam să deschidem scorul, pasă acum în care Bogdan Stancu, Bogdan Stancu încearcă să se întoarcă, nu reușește. Contraatacul lui West Ham. Contraatac periculos aici, ai de Enache. Carroll cu Enache. Carroll nu putea susține acest atac. Săpunaru. Bine, ieșim din defensivă. Radu Ștefan. Unde l-a prins faza pe Radu Ștefan, Andone. Bine Stanciu, până la Răzvan Marin. Răzvan Marin, pasa cu bună pentru Bogdan Stancu în fața golului. Bogdan Stancu, Bogdan Stancu șutează în brațele lui Adrian. Of, Doamne, în brațele lui Adrian n-a avut probleme la acest șut. Bogdan Stancu șutează totuși destul de slab acum. El are un șut bun, dar la faza asta nu a fost așa cum ne-am fi dorit cu toții. Antrenorul lui West Ham se gândește, știe că suntem periculoși. West Ham-ul n-a reușit ocazii, n-a avut faze importante, plus că am avut posesia mai toată partida. Hai Andone, pleacă, Andone. Andone, iată ce frumos joacă Andone aici, această fază. Po, nu așa, nu așa, cu astfel de pase nu dăm gol. Doamne, păcat, păcat că ar fi, am avut o ocazie importantă aici. Combinații bune. Chipciu. Oh, am crezut că se dă fault. Iată Andone, cât de nervos era. Cât de nervos era Andone și cred că are puțină dreptate. Deși nu avem o posesie foarte bună, am fost mult mai periculoși decât gazdele din această partidă și ați văzut asta și în statistică. Stancu, Chipciu. Mai departe Andone. Andone pasă cu Bogdan Stancu, Bogdan Stancu cu Andone. Din nou Andone pierde ușor aceste dueluri. El este un jucător bătăios, dar practic astăzi n-a câștigat niciun duel. Chiriches. Băgăm mingea în centru. Arbitrul ne-a incomodat aici. Hei, domn arbitru. Iată că încearcă prin orice mijloc arbitru să ne împiedice să marcăm astăzi. Dacă primim gol la această fază, nu cred că e cel mai bine pentru noi. Cu acea fază în care arbitrul îl incomodează pe Stanciu. Blocăm balonul. Este aruncare de la margine pentru West Ham United și face și o schimbare. Să vedem acum, nu reușim să recuperăm balonul. Stăm în pressing avansat, fază frumoasă, pot marca. Ai grijă, Pantilimon, foarte bine. Degajăm balonul, e contraatacul nostru. Andone acum. Andone își prelungește balonul, Andone. Andone, pasă, nu era pasa. Haide că uite cum pleacă Stanciu, Enache, Enache. Bă, Enache, degeaba te-am băgat, o să fie prima modificare Enache astăzi. Iată West Ham ce bine combină, Lanzini, urmărit de Dragoș Grigore, Lanzini. E corner, dar fac modificări. Enache cu Rotariu, Stancu cu Torje, Marin cu Hoban. Trei schimbări. Trei schimbări deodată, nu se mai poate așa ceva. Bine Pantilimon, a intervenit bine. Schimbăm minutul 56, facem trei modificări. Iese Pantilimon, greșit după părerea mea. Și așa se pare, reține totuși Pantilimon balonul. Șansa noastră acum. Contraatac frumos, jucăm un pas din prima. Să vedem. Pasă mai departe pentru Torje, dar degeaba are Torje viteză. La acea minge nu avea ce să facă. Nu e offside. Nu e offside la această fază. Bară! Ho, ho, ho! Ce ocazie mare ratează West Ham United. Nu cred. Urechi. I-a dus urechi lui Pantilimon, dar ce ocazie mare a ratat. Încă o dată forțăm victoria. N-avem ce face, băieți. Cum spuneam, ori la bar, ori la spital. Chipciu, cât de ușor de posedat. Oh, am crezut că vom recupera acest balon. Hoban. Hai, aleargă Hobane. Aleargă Hobane. Avem aruncare la margine? Nu. Se pare că nu. E un moment dificil pentru noi. Mingea nu iese, nu iese mingea. N-a ieșit mingea, ține de tricou. Nu lăsa să paseze, de ce te-ai dus acolo, Dragoș Grigore? Gol! Eroarea lui Dragoș Grigore, iată face ca West Ham să deschidă scorul. Zaza este cel care marchează, dar de ce te-ai dus tu acolo? Pantilimon iese și primim gol. Este 1-0 pentru West Ham United, minutul 66. Zaza este cel care marchează și deja mi-a luat cheful puțin de joc. Când speram, aici îmi dai fault. Când speram că va fi mai bine pentru noi și că vom reuși să marcăm, facem trei modificări. Trei modificări, iată ce ne aduc un gol în poarta noastră, să zic așa. Hoban, Radu Ștefan. Pasa nereușită lui Stanciu. Stanciu, călcâie acum pentru Radu Ștefan. Noi offside la Chiriches, Chiriches, Chiriches. Chiriches putea centra. Oare va face asta? Da, vine cu centrarea pentru Andone. Adrian reține. Forțăm, dar atât. Am luat un gol pe o greșeală în defensivă. Bine acum Dragoș Grigore, dar cred că e prea târziu. E prea târziu să mai putem face ceva. La cum a jucat o pasă bună pentru Lanzini. Din nou Dragoș Grigore surprins. Dragoș Grigore se dă fault. A căzut ușor. Mai ales dacă dai fault aici, domnul arbitru, îi dai și cel puțin galben, zic eu. Dragoș Grigore, 5 tackling-uri. Dragoș Grigore blochează aici această fază. Zaza, cu noroc, mingea rămâne la West Ham. Zaza șutează, Zaza! Un jucător bun, Zaza, care a reușit să și marcheze. O schimbare acum la West Ham. Românii din Premier League forțează acum. Suntem cu mulți jucători în față, dar nu reușim să marcăm. Stanciu! Stanciule! Stanciule! La fel ca în România-Polonia, cum spuneam. N-a făcut nimic, deși partida precedentă ne-a salvat cu un șut fenomenal în minutul 90. O minge lungă, nu e offside. Nu e offside, păi câștigă cel de la capăt, da? Se pare că s-a dat, dar nu mi s-a părut a fi. Săpunaru execută rapid, Ovidiu Hoban. Ovidiu Hoban, bună trecerea acestuia, Ovidiu Hoban, să vedem pe Ovidiu Hoban. Pasa nu era, Torje în care... E corner, este corner. Ocazie de gol pentru noi nou, Chipciu. Să vedem ce trage lui Chipciu. Adrian iese și reține. Haide Chipciu, le dă și tu o centrare bună. Trage de timp. E tragere de timp serioasă asta. Ar trebui să intervină arbitrul. Ar trebui să dea măcar un galben sau cel puțin un avertisment. Chiriches. Chiriches, nu e pasarea. Dar Chipciu nu mai poate alerga. Nu mai poate alerga Chipciu. Din nou degajează Adrian. Hai să câștigăm duelul ăsta. Zaza câștigă, dar mingea ajunge la noi. Iată faze frumoase. Stanciu. Stanciu încă o dată. Stanciu pasă bună. Șutul. Adrian respinge. Minutul 89. Puteam marca din nou pe final de partidă. O minge pentru Chiriches cu capul. Nu se poate așa ceva. Dragoș Grigore. Dragoș Grigore. E faul la Grigore. Jocul continuă. Întoarcem balonul. Iată aici Andone. Andone. 1-1! 1-1 Andone! Din nou marcăm în minutul 90, șut bun al lui Andone. Adrian are ce să mai facă. Vede mingea târziu, bine că nu ne-a dat fault acolo arbitru. Vedeți, asta înseamnă să la jocul să continue. Pantilimon vezi și el în care eu. Andone preluare și șut bun în plasa laterală. N-avea ce să mai facă Adrian. Chiar n-avea ce să mai facă. Șut cu exteriorul. Prinde destul de ciudat acest balon Andone. Dar iată că reușește să marcheze. Nu știu dacă mai este timp de vreo fază. Nu cred că vom mai atinge balonul. Arbitru va pune punct final cu siguranță. Noi sperăm... West Ham, Chiriches. Bine, blochează Chiriches. Supărat antrenorul nostru, dar asta este. Românii din Premier League, iată forțăm victoria. Nu mai avem timp. Se termină 1-1. Reușim să dăm din nou gol în minutul 90, ceea ce e bine. Nu ne-am pierdut concentrarea, așa ne place nouă, să trăim la intensitate maximă până la final de partidă. Păcat că nu mai avem șanse de locul 2, indiferent ce se întâmplă, nu mai avem șanse de locul 2, dar am făcut un meci, zic eu, destul de bun. Acea greșeală lui Dragoș Grigore, care, iată ce s-a întâmplat, da, locul 3 asigurat în aceste momente. Dragilor, cam aici se va termina acest episod. Eu am fost Xbreaker. Nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!